salut, dragii mei prieteni! Astăzi am primit un colețel de la un abonat de-al meu, un prieten, tocmai din Caransebeș, dacă nu mă înșel, la Nea Petru, pe care țin să-l salut și să-i mulțumesc pentru acest minunat colet. Dar să vedem acum ce este și înăuntru. Voi desface cumva cu o singură mână. Da, perfect, perfect. Deci am aici niște bucăți de lemn de fac, uscat foarte bine, și este un lemn de fac uscat marmorat, deci are acele inserții, da? Așa. Care l-a strunjit piesa, care se va strunji din el, va ieși marmorată. Da. Mulțumesc, mulțumesc! Așa. Încă o bucată. E puțin, ambele, mai bine, sunt puțin crepate, dar asta nu are importanță, deoarece am să le, acele crepături, am să le pun cu rășină expohidrică, așa, puțin, ce mai e așa aici, încă. Așa, încă un lemn, de întâi, da, nu cred că este de întâi, mai mult pare să fie de stejar. Perfect, foarte frumos. Și aceasta tot așa este marmorată, are inserții, pot să vede. Așa. Ha, și surpriza surprizelor. Ia uitați. Ceară naturală de albine. Deci nu e ceea ce găsim prin comerț sau prin alte părți. Este, mi-a spus dânsul, de la un prieten de-a lui care are, se ocupă cu stupăritul, creșterea albinelor. Da. Deci foarte, foarte, foarte bucuros sunt de acest colet. Țin încă o dată să mulțumesc lui Nea Petrică. Vor ieși niște proiecte foarte, foarte frumoase în acest, mai exact spus, în aceste bucăți de lemne. Aceasta o voi folosi pentru a da luciu, deci o voi folosi o și în stare brută, adică lemnul fiind strunjit, voi lua o bucată pe care la turație voi lipi așa, după care cu o cârpă de bumbac sau un șervețel de hârtie îi voi da luciu prealabil fiind lemnul șlefuit. Și am să fac și o pastă cu de ceară, deci ulei de măsline
folosesc uleiul de măsline presat la rece și cu această ceară. Se topește în acel ulei, se lasă la rece și se dă pe lemn după ce este șlefuit. Pentru un luciu natural. Da. Revin cu... Vreau să spun că această scândură, am vorbit acum cu Nea Petrica, din Cara Severin, este din lemn de paltin. Da, este din lemn de paltin. Foarte bun și foarte frumos. O să iasă la șlefuit cu niște modele, inserțiile alea marmorate. Da, dragii mei, mulțumesc. Mulțumesc mult, Nea Petrica. Încă o dată țin să mulțumesc, Nea Petrica, multă sănătate, fericire. Și tuturor vă doresc sănătate și să vedem ce va ieși din aceste minunate bucăți de lemn de fac. Da. Până la un nou clip, multă sănătate. Pace!